Fetele de la echipa locală de handbal au promovat în divizia A și în același timp au trecut la senioare, deși jumătate din echipă este de vârsta junioratului. Lipsa experienței de joc îi spune cuvântul mai ales în momentele tensionate ale partidelor, când jucătoarele din teren fac greșeli mari neștiind să se replieze. Antrenorul spune că echipa îi lipsește un coordonator cu maturitate și experiență de joc, dar lărgirea lotului pare o perspectivă deocamdată îndepărtată. Am spus-o și o spun în continuare. Ducem lipsă, într-adevăr, de una-două jucătoare mai în vârstă care, în aceste momente critice, trebuie să facă diferența, adică să le ordoneze în joc și să le spună ce au de făcut, pentru că echipa aceasta, vă spun, are valoare. Dar ca să poți să aduci o jucătoare sau două mai în vârstă, trebuie să ai și rezultat. Față de lotul de anul trecut, echipa feminină a debutat în divizia la senioare cu 4 handbaliste noi, împrumutate de la Clubul Școlar 6 din București. CSM Dunărea Giurgiu va întâlni în etapa 6 echipa Știința Bacău. Meciul se va disputa la Giurgiu sâmbătă 26 octombrie, cu începere de la orele 18.